CFR Cluj a simțit pe pielea ei cât de tare este oțelul lui Dorinel Munteanu și abia au salvat un punct la Galați. Ardelenii au fost periculoși în prima repriză. În minutul 30 lui Traoré i s-a refuzat un gol pentru un presupus faul la portar. 8 minute mai târziu, Grahovaț a exasperat întreaga suflare gălățeană cu gafele sale, însă ardelenii n-au fost în stare să profite. Ratările oaspeților s-au răzbunat în minutul 59, când Iorga a tras cu sete din unghi și l-a lăsat fără replică pe Stâncioiu. 10 minute mai târziu, Traoré a primit al doilea galben și misiunea campioanei s-a complicat. Nu a fost singura eliminare a meciului. István Kovács a restabilit echilibrul în minutul 74, când l-a trimis la cabine pe Giurgiu. Cârțu a forțat în atac, dar Bielanović n-a reușit egalarea și meciul se îndrepta spre o nouă victorie a liderului, mai ales după ce oaspeții au rămas în nouă. Velozo a văzut și el cartonașul roșu cu 5 minute înainte de final. În ultimele momente ale partidei, o nouă greșeală a lui Grahovaț le-a privat pe gazde de victorie. Portarul gălățenilor nu s-a putut hotărî cum să reacționeze în fața lui Bielanović și Peralta, iar acesta din urmă a egalat cu o lovitură de cap bine plasată. Remiza nu ajută mai deloc pe CFR, care rămâne la 13 puncte de oțelul.